Trecem împreună prin cea de-a patra Evanghelie a Noului Testament, cea scrisă de Apostolul Ioan. Suntem în capitolul 7 și îl însoțim pe Iisus în lucrarea sa ce avea în vedere salvarea omenirii. În ultimul an al misiunii sale pământești, Domnul a acționat preponderent în Galileea pentru că liderii religioși din Iudeea căutau deja să-L omoare. În preajma sărbătorii corturilor, Iisus anunțase inclusiv familia sa că nu va merge la Ierusalim la sărbătoare. Deși chiar frații lui insistau să-L convingă să meargă ca să-și demonstreze cu acest prilej puterea. Apoi, împotriva așteptărilor, Domnul își va face apariția în capitală, așa cum de altfel legea obliga pe toți bărbații evrei. Dar apariția lui a fost cam pe la jumătatea praznicului, care dura 8 zile. Sărbătoarea corturilor este în calendarul veșnic al lui Dumnezeu și ne pune înainte revenirea lui Hristos pe pământ. Această sărbătoare vorbește despre sfârșitul tuturor lucrurilor, când Domnul Iisus va apărea și atunci brusc. Scrie în Maleahi, capitolul 3, primul verset, și deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. Revenirea lui Iisus pe pământ va avea loc la fel de brusc, precum apare Domnul aici, cam prin ziua a patra a sărbătorii corturilor, în curtea templului, învățând poporul ce are de făcut ca să împlinească voia lui Dumnezeu și nesfiindu-se să polemizeze în continuare cu oponenții săi. Majoritatea celor ce-l auzeau se minunau de învățăturile sale. Ce profund, câtă putere! Iisus invita la el pe toți cei ce voiau să aibă parte de bunătatea lui Dumnezeu. Și la fel face și astăzi, cu și pentru oricine. Minunea cuvântului lui Dumnezeu este că, dacă dorești cu adevărat, Dumnezeu poate să facă real și clar pentru tine cuvântul său. Dar vor asculta oamenii de Dumnezeu? Ei, dacă vor asculta, Dumnezeu le va vorbi prin cuvânt. Unii sunt de părere că Biblia nu este vrednică de încredere. Lucrul acesta nu trebuie să ne preocupe, pentru că Dumnezeu a spus că așa va fi. Domnul Iisus a afirmat clar și răspicat că era trimis de Dumnezeu. Unii au crezut asta, alții nu. Liderii religioși din vremea lui erau furioși pe el, dar nu îndrăzneau să-i facă vreun rău. De fapt, ceea ce îi reținea era autoritatea lui Dumnezeu, pentru că nu sosise încă momentul jertfei. Iar în ultima zi a sărbătorii corturilor, Iisus a strigat cu glas tare: dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Ioan 7, versetul 37. Ți-e sete de apă vie? Vino la mine, a spus Iisus. Cineva înseamnă și tu. Ești însetat? Nu te-ai sătura să bei apa stătută din mlaștinile lumii? Atunci acceptă ce îți oferă Iisus. Vino la El și primește-L ca Mântuitor. Și din inima ta vor curge râuri de apă vie. Așa a promis Iisus. El a fost cel mai măreț învățător care a trăit pe pământul acesta. Dar mântuirea ta nu vine prin învățătura Lui. El îți oferă mântuirea când tu afli, înțelegi și accepti că El a murit pentru păcatele tale. Când primești prin credință și în smerenie adevărul că El a luat locul tău pe crucea de pe Golgota. Și vei primi și eliberarea pe care o aduce acest adevăr. Vom afla data viitoare cum scăpa Iisus din cursele pe care le întindeau adversarii săi.